Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Partidul Acțiunea și Solidaritatea este marele câștigător al alegerilor din Republica Moldova, unde a obținut 52,80% din voturi, ceea ce îi asigură majoritatea în Parlament și posibilitatea de a forma noul guvern. Renato Usatăi și-a dat demisia din funcție de primar de Bălți și spune adio politicii după ce a fost dezamăgit de rezultatele slabe înregistrate în alegerile parlamentare anticipate. Republica Moldova va primi astăzi din partea guvernului american un lot de 150.000 de doze de vaccin anticovid produs de compania Johnson & Johnson. Știrile pe larg, Republica Moldova a făcut la alegerile parlamentare un pas important pe calea pro-europeană. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut majoritatea și alături de blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor și partidul politic Șor vor forma noul parlament de la Chișinău. Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 52,8% din voturile alegătorilor și poate avea 63 de mandate de deputați după redistribuire. Bun găsit! În urma numărării a tuturor voturilor de la cele 2150 de secții, PAS acumulează 52,80% din voturi. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 27,17%, iar partidul politic Șor 5,74%. Restul entităților politice nu au trecut pragul electoral, iar voturile lor se vor redistribui. Mandatele de deputați se împart conform metodei DONT, adică proporțional, și sunt favorizate partidele cu cele mai multe voturi în alegeri. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate obține 63 de mandate de deputat, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 32 de mandate, iar Partidul Politic Șor 6 mandate. Potrivit președintelui CEC, Dorin Cimil, rezultatele alegerilor urmează să fie validate de Curtea Constituțională. Comisia Electorală Centrală totalizează rezultatele alegerilor parlamentare prin întocmirea unui proces verbal prin care totalizează rezultatele alegerilor și întocmește un raport cu privire la rezultatele alegerilor în termen de 5 zile, termenul fiind 19 iulie 2021. Comisia Electorală Centrală prezintă curții constituționale actele prevăzute de codul electoral și lista deputaților aleși în termen de 24 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor, până pe 20 iulie 2021. La alegerile parlamentare din 11 iulie, cetățenii au avut de ales între 23 de concurențe electorale, 20 de partide politice, 2 blocuri electorale și un candidat independent. La urne s-au prezentat 1,4 milioane de alegători, adică 48,41% din totalul votat înscriși în listele electorale. Peste 210.000 au votat în străinătate. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, spune că formațiunea pe care o conduce este gata să-și asume guvernarea imediat după validarea alegerilor. Există deja o listă a Cabinetului de Ministri și mai multe candidaturi pentru funcția de prim-ministru. Președintele PSRM și-a recunoscut înfrângerea în alegeri, dar spune că va urmări din opoziție îndeplinirea promisiunilor electorale. Igor Grosu are deja o listă de priorități, dar și o listă a noilor miniștri. Suntem gata să numim un nou guvern și să prezentăm publicului un plan de guvernare pentru următorii 4 ani. După validarea alegerilor, noi vom veni cu garnitura guvernamentală. Noi avem mai multe nume. Noi avem multă lume bună pe care o să o prezentăm și dumneavoastră o să aflați la momentul potrivit. PAS face apel către specialiștii din Republica Moldova, dar și din diaspora, să se implice în procesul de guvernare și chiar îi îndeamnă să-și trimită CV-urile pe platforma diasporaconnect.md. În fața jurnaliștilor a venit și președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care și-a recunoscut înfrângerea în alegeri. Eu vreau să felicit pe cei din PAS, vreau să felicit pe doamna președinte Maia Sandu cu rezultatul care l-a obținut. Au toată puterea în stat. Și președinția, și guvernul, și parlamentul.
și Curtea Constituțională. E un fel de stat captiv, dar din alt punct de vedere. Noi vom fi în opoziție. O opoziție bine pregătită, profesionistă, responsabilă. Și o să urmărim foarte atent ca ei să-și îndeplinească promisiunile electorale. Președintele partidului politic Șor a mărturisit că și asumă vina pentru rezultatul modest la alegerile parlamentare. Cu toate acestea, rămâne la fel de visător. Că voi eviniu în rezultate. Себя. Виню себя, потому что, значит, это моя недоработка, значит, я где-то недосмотрел, значит, я где-то неправильно построил стратегию. Я продолжу строить из Зергиева Монако, а мы уже не так далеко от него, вы в этом можете убедиться своими глазами. Ilan Șor este fugit din Republica Moldova, iar pe numele lui este un mandat internațional de urmărire. Partidul Acțiune și Solidaritate a sărbătorit din plin victoria clară obținută la alegerile parlamentare anticipate. Ce atmosferă a fost la sediul PAS și cum s-au manifestat pe de altă parte perdanții de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, vedeți imediat în telejurnal. Renato Usatăi a anunțat că renunță la funcția de primar al municipiului Bălți după ce blocul său electoral nu a reușit să intre în Parlament. Usatăi s-a declarat dezamăgit, mai ales de rezultatul obținut la Bălți, unde formațiunea lui s-a clasat abia pe locul 3 la alegerile parlamentare. To, ce a произошло вчера, еще раз говорю, конкретно в Бельцах, показало то, что бельчане хотят политику, не конкретные дела. Поэтому, значит, я завтрашнего дня выхожу в отпуск. Раз бельчане хотят политиков, значит, пусть выбирают себе политика нового мэра. Я подаю в отставку по выходу из отпуска так, чтобы не затягивать процесс, для того, чтобы могли пройти досрочные выборы. La alegerile parlamentare de ieri, blocul electoral Renato Usatăi a obținut 4,1% din voturi, ceea ce înseamnă că a fost susținut de 60.100 de alegători. La Bălți, blocul lui Renato Usatăi a obținut mai puțin de 23% din voturi și s-a clasat abia pe locul 3, în spatele blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Locuitorii din Bălți au păreri împărțite față de decizia lui Renato Usatăi de a-și da demisia din funcția de primar. Mi-ar părea foarte rău. Am dorit să fie în continuare. E un gest bun din partea lui, dar eu mă gândesc că ar trebui să abții, că el pentru oraș merge. Mai fac ceva, să mai asta. Am făcut până mușul, orașul totuși l-a ridicat. Sunt și ulii dese, drumuri mai bune și mai sunt și răspunderi față de unii șefi care până mulți dormeau la locul de lucru. Noi știu. Și slavă Богу, обижен, они не в том, что обижен, потому что он связался с Санду. Вот вам и результат. Este bine să rămână mai departe, să activeze, pentru că dumnealui totuși a făcut un efort, poate mai puțin, poate mai mult, dar eu cred că nu e corect așa ușor să dai înapoi. Trebuie de mers înainte. Естественно, что он видит, что практически весь город уже не пошел за ним, да, потому что он не пророссийский сейчас кандидат, а проевропейский. Eu nu sunt de acord. Eu sunt că el trebuie să-și facă lucruri mai departe, cum l-a făcut până acum. La alegerile locale din 2019, Renato Usatăi a fost ales primar de Bălți din primul tur cu aproape 62% din voturi. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe voturi în 25 de raioane ale Republicii Moldova, la Chișinău și în diaspora. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a convins mai mulți alegători decât contracandidaților doar în 10 raioane. Colega mea Irina Mihailici a studiat datele oferite de Comisia Electorală și ne oferă mai multe detalii.
Bun găsit! PAS a acumulat cel mai bun procentaj în raionul Ialoveni. 71,80% dintre alegători au ales Partidul Acțiune și Solidaritate, în timp ce alegătorii din Uniunea Teritorială Autonomă Găgăuze au votat în proporție de doar 4,14%. BEX a acumulat cele mai multe procente, 80,75% în Găgăuzea și cele mai puține la Orhei, aproape 9%. La Orhei, unefugarul Ilan Șor s-a lăudat toată campania electorală cu reușitele sale, alegătorii au votat mai mult pentru PAS, adică 46,70% din numărul total de voturi. La Bălți, oraș pe care miza Renato Usatăi, a câștigat Alianța Comuniștilor și Socialiștilor. A urmat PAS și abia pe locul 3 s-a plasat Renato Usatăi. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat detașat și în diasporă și a obținut peste 86% din voturi. Conform datelor CEC, 20 de formațiuni politice nu au trecut pragul electoral. 15 concurențe electorale nu au obținut nici măcar 1% din voturile alegătorilor. Peste 86% dintre cetățenii Republicii Moldova aflați în diaspora au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate și au transmis și de această dată un mesaj clar de susținere pentru calea pro-europeană. Mobilizarea alegătorilor a fost exemplară, chiar dacă nu la fel ca și la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut. Comuniștii și socialiștii sunt mari perdanți și au luat puțin peste 2% din voturile celor din diaspora. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, cele mai active secții de vot au fost cele din Paris, Londra, Bologna, Parma, Northampton, Verona, Berlin și Padova. Deși s-au format cozi mari cu mult înainte de deschiderea secțiilor, nu au fost înregistrate incidente. Cetățenii din diaspora care au venit la alegeri au putut să voteze, iar măsurile adoptate la cele mai solicitate secții de votare au permis scurtarea cozilor și micșorarea timpului de așteptare în comparație cu scrutinul prezidențial din noiembrie 2020. Orele de așteptare sunt jur de 3 ore. Noi am stat în rând 2-3-5 ore. Datele oficiale arată că prezența la urne a cetățenilor din străinătate a fost ceva mai scăzută comparativ cu scrutinul din noiembrie anul trecut. În jur de 212.000 de cetățeni au votat la parlamentare, în timp ce la prezidențiale au fost peste 260.000 de alegători. În Republica Moldova, cei mai mulți alegători au fost cei din grupa de vârstă 56-70 de ani, în timp ce în diaspora aproape jumătate dintre votanți au fost tinerii cu vârsta cuprinsă între 26 și 40 de ani. După numărarea voturilor, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut 86,23%, blocul electoral Renato Usatăi 2,78% din sufragii, iar pe locul 3 cu 2,74% din voturi s-a clasat Partidul Democrația Acasă. Voturile diasporei pot aduce PAS-ului peste 10 mandate de deputat. 15.000 de votanți aduc un deputat în Parlament. Iată, putem să calculăm dacă ei au 180.000 au votat pentru PAS, înseamnă că undeva peste 10 deputați, 12 deputați, 13 deputați vor aduce alegătorii din afara Republicii Moldova. Pentru alegerile anticipate, în străinătate au fost deschise 150 de secții de vot. Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate au sărbătorit încă de aseară victoria categorică obținută la alegerile parlamentare. Acest moment istoric a fost marcat cu muzică de fanfară, iar reprezentanții PAS au încins și o horă. Au aplaudat îndelung și s-au felicitat pentru scorul detașat obținut la anticipatele de ieri. Procesarea voturilor a fost urmărită în direct la sediul de campanie PAS. Acolo s-au adunat candidați, membri voluntari și susținători ai partidului. Ei se bucurau și aplaudau ori de câte ori scorul electoral al PAS creștea cu fiecare procent. Am mers de la casă la casă, în fiecare localitate și la fiecare gospodărie. Respectiv, am luat un scor record pentru Republica Moldova. Da, ne bucurăm pentru fiecare zecime, deci suntem super fericiți și ne așteptăm la și mai mult. Ne sărbătorim împreună cu PAS victoria. Da, am așteptat-o tare mult, cred că 30 de ani, tot se așteaptă. Sper că
o să fie guvernul tot la pas, au posibilitatea de unii singuri să formeze guvernul. Optimismul este mare pentru că la volumul la care s-a lucrat, eu cred că Partidul Acțiunii și Solidaritate merită acest rezultat, pentru că pe bune au lucrat fenomenal, sute de voluntari s-au implicat în această campanie, s-au parcurs sute și mii de kilometri, s-au lucrat foarte intens și în diaspora. Iar după ce s-au conturat rezultatele și a devenit clar că PAS obține suficiente voturi pentru a avea o majoritate parlamentară, a început adevărata veselie. Toți au cântat și au dansat de bucurie, a venit și o orchestră de fanfară care a încins și mai mult atmosfera de petrecere. De la PAS au mai avut un motiv de bucurie. Chiar în ziua scrutinului anticipat a fost și ziua de naștere a lui Sergiu Litvinenko, unul dintre fruntașii partidului. De cealaltă parte, o cu totul altă atmosferă a fost în rândul contracandidaților de la blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor. După ce Comisia Electorală Centrală a afișat primele rezultate, în fața presei, complet dezamăgit, și-a făcut apariția socialistul Vlad Batrâncea. Apoi, presa a fost rugată să părăsească sediul PSRM. Între timp, pe internet au apărut posteri video în care se aude un marș funebru la unul dintre sediile PSRM. Mai mulți lideri europeni au felicitat Partidul Acțiune și Solidaritate pentru victoria categorică obținută la alegerile parlamentare. Cine a salutat succesul forțelor pro-europene din Republica Moldova? Aflați peste câteva momente în telejurnal. Pornite cu speranță și mult entuziasm în campania electorală, 20 de entități politice au aflat cu amărăciune cât de mult sunt apreciate de alegători. Unele dintre ele nu au primit voturi nici măcar de la proprii membri de partid. Au rămas în afara Parlamentului Partidul Democrat, Platforma Demnitate și Adevăr, dar și alte formațiuni politice care au obținut un scor sub așteptări. Platforma DA a obținut doar 2,33% din voturi, iar Andrei Năstase nu a comentat rezultatele, deși în urmă cu ceva vreme se autopropunea premier. În schimb, vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusar, a transmis un mesaj emoționant în care a mulțumit soției pentru susținere. O felicit pe doamna Sandu. În mare parte este victoria dumneaei. Este un rezultat inedit pentru Partida Pro-Europeană și mare responsabilitate pentru colegii de la PAS. Mă bucur nespus că voi avea mai mult timp pentru familia mea dragă, care este cel mai scump lucru pentru mine. Mulțumesc, draga mea, Ala, că ai avut atâta răbdare. Și partidele unioniste au luat puține voturi. Pentru PUN și AUR au optat 0,49% și respectiv 0,45% dintre alegători. Liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, a declarat că alegerile nu au fost despre democrație, ci despre votul util. Noi în această campanie electorală n-am intrat pentru un scor electoral, așa cum au făcut toți actorii politici. Noi am intrat în campanie pentru a promova un adevăr și pentru a promova un ideal. Aceste alegeri n-au fost despre democrație, despre exercițiu de vot, despre pluralism. Aceste alegeri au fost despre manipulare, despre votul util, bula galbenă se va sparge și voi cu toții vă veți trezi la o realitate pe care o veți înțelege atunci când va trebui să facem reuniri. Liderul AUR a declarat că este mândru de rezultatul pe care l-a obținut și o parte din victoria PAS-ului se datorează și Alianței pentru Unirea Românilor. Îi felicităm pe această cale că au reușit să obțină o majoritate zdrobitoare la Parlamentul Republicii Moldova și știm bine, mi-am spus-o și în caravană, foarte mulți oameni care susțin cauza de întregire, cauza Unirii Republicii Moldova în România, au votat PAS. Noi, AUR, ne-am atins obiectivul principal în această campanie electorală.
să nu admitem cu orice preț venirea de nouă putere a comuniștilor, socialiștilor sau partidului hoțului Șor, care a devalizat sistemul bancar în Republica Moldova. Misiune îndeplinită. În total, 10 formațiuni politice au primit mai puține voturi chiar decât numărul minim de membri pe care trebuia să-l aibă pentru a se înregistra ca partid. Printre acestea se numără și partidul pe listele căruia a candidat Mariana Durleșteanu, partidul format de fostul primar interimar al Chișinăului Ruslan Codreanu, dar și partidul Schimbării, al cărui lider este Ștefan Gligor. Observatorii internaționali au fost cu ochii pe alegerile din Republica Moldova. Experții au declarat că procesul electoral a fost în mare parte corect și s-au respectat standardele internaționale. Nu au lipsit însă abateriile de la lege. Misiunea de monitorizare a alegerilor ENEMU a declarat că unele dintre cele mai importante decizii ale Comisiei Electorale Centrale au pus sub semnul întrebării imparțialitatea unor membri CEC. Assess that the electoral process, including the election day, was conducted mostly in line with international standards. Elections were administered efficiently and in a transparent manner by electoral administration. The campaign was competitive but marred by a number of alleged violations, including misuse of administrative resources, illegal financing and vote buying. Și experții misiunii electorale a francofoniei au declarat că au fost depistate mai multe încălcări ale legii, dar care însă nu au afectat întregul proces electoral. Plusieurs cas de discours de haine tenus en public et sur les réseaux sociaux ont été rapportés, ainsi que des allégations de financement illégal d'activités de campagne électorale, des pratiques d'achat des votes et d'utilisation des ressources publiques à des fins de campagne qui seraient insuffisamment poursuivies et sanctionnées par les autorités en charge. Misiunea OSCE de monitorizare a alegerilor a recomandat autorităților Republicii Moldova să îmbunătățească codul electoral. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie au fost bine administrate, au fost competitive, iar libertățile fundamentale în mare măsură au fost respectate. Unele dintre proceduri și practici care țin de gestionarea plângerilor și a contestațiilor trebuie să fie reconsiderate. Alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie au fost monitorizate de peste 2400 de observatori acreditați de către Comisia Electorală Centrală. Dintre aceștia, 642 au fost observatori internaționali. Misiunile de monitorizare a alegerilor urmează să prezinte un raport detaliat ce va conține și recomandări. Președintele României Klaus Iohannis și premierul Florin Câțu i-au felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru spiritul civic de care au dat dovadă și pentru curajul de a susține proiectele de reformă. Cei doi oficiali au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victorie și au subliniat faptul că România va fi alături de Republica Moldova în susținerea reformelor și parcursul european. Mesaje de felicitare au venit și din partea altor lideri europeni. Premierul Florin Câțu a apreciat rezultatul istoric pe care Republica Moldova l-a obținut la alegerile parlamentare anticipate. În această dimineață am avut un telefon cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Am felicitat-o pentru succesul important pe care l-a obținut ieri. Îi felicit pe cetățenii Republicii Moldova și îi asigur că România este alături de ei în acest proces de reformă. Guvernul României va susține acest proces de reformă. Președintele Klaus Iohannis a transmis și el că România va fi alături de Republica Moldova în susținerea reformelor și parcursului european. Șeful statului român i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru opțiunea clară pentru reforme, stat de drept și integrare europeană. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, care este și președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a scris pe o rețea de socializare că avem acum oportunitatea de a ajuta și mai mult cetățenii Republicii Moldova în perioada următoare. Vom fi alături de noul guvern pentru implementarea reformelor pe care oamenii le așteaptă, reformarea administrației publice, lupta împotriva corupției și spălării banilor, reformarea justiției și întărirea statului de drept. Victoria forțelor reformiste și pro-europene a fost salutată și de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Felicitări colegii mele, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru victoria convingătoare a forțelor politice, democratice și pro-europene, în special a partidului PAS la alegerile parlamentare, a scris pe o rețea socială șeful statului ucrainean.
Premierul Lituaniei, Ingrida Șimonite, a transmis felicitări Maiei Sandu pentru victoria PAS la alegerile parlamentare anticipate și poporului din Republica Moldova pentru alegerea căii reformelor, transparenței și integrării europene. Puteți conta pe sprijinul Lituaniei, a scris șeful guvernului lituanian. Autoritățile din Federația Rusă nu s-au grăbit să o felicite pe Maia Sandu pentru victoria Partidului Acțiune și Solidaritate în alegerile parlamentare. Despre rezultatele alegerilor și despre proiectele strategice importante ale Republicii Moldova, proiecte ce vor fi pe masa deputaților și a noului guvern, vom discuta imediat după telejurnal, într-o ediție specială moderată de jurnalistul TVR Mihai Rădulescu. Cine sunt invitații, aflăm chiar acum de la moderatorul emisiunii. Mihai, bună seara! Mulțumesc, Vadim, bun găsit tuturor! Vom avea față în față cele două forțe principale din viitorul Parlament. Noua majoritate parlamentară, care va fi reprezentată aici de vicepreședintele și deputatul PAS Mihai Popșoi, și noua opoziție parlamentară, care va fi reprezentată în acest studio de deputatul PSRM Grigore Novac. Deci o avanpremieră a confruntării pe care o vom vedea în noul legislativ și este interesant de văzut cum se poziționează fiecare tabără acum. Apoi vom afla cum se văd lucrurile de la Bruxelles, acolo unde vom vorbi cu deputatul europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, și vom vedea și cum se văd lucrurile de la București, unde vom discuta cu un fin observator al realității politice, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Așadar, vom analiza tot ce înseamnă subiectele, surprizele zilei de vot de ieri, zilei de astăzi, dar vom vedea și ce ne așteaptă în viitor. Vadim? Mihai, îți mulțumesc. Continuăm cu alte știri. Peste 10.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au vaccinat ieri și au răspuns astfel mesajului ca după vot să se și imunizeze. Doar la Chișinău, peste 1.200 de alegători au primit serul anticovid. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, punctele de vaccinare au avut același program ca și secțiile de vot, de la 7 până la 21. De la începutul campaniei de vaccinare, peste 793.000 de cetățeni au fost imunizați, dintre care aproape 400.000 și cu a doua doză. În Chișinău și suburbii, cetățenii se mai pot vaccina la punctele mobile după un program care se modifică în fiecare zi în funcție de solicitări. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță de miercuri cod galben de caniculă, care va fi temperatura maximă a aerului, și câte zile toride vom avea, aflați peste câteva minute în telejurnal. Un polițist beat a lovit mortal cu mașina o femeie de 66 de ani din satul Târnova, raionul Dondușeni, și a părăsit locul accidentului. Tragedia a avut loc aseară în jurul orei 22. Femeia mergea pe jos pe partea stângă a carosabilului. La scurt timp după producerea accidentului, polițiștii au identificat automobilul și l-au găsit pe șoferul acestuia. Făptașul s-a dovedit a fi un angajat de 26 de ani al Inspectoratului de Poliție Dondușeni. Alcool testul a arătat că el avea o concentrație de alcool de 5 ori mai mare decât limita admisă. Polițistul a spus că a consumat alcool după accident. El a fost reținut pentru 72 de ore și riscă de la 3 până la 7 ani de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Peste 20% dintre deșeurile generate în Republica Moldova sunt mase plastice, iar cele mai multe dintre ele nu sunt reciclate. Organizațiile de mediu trag un semnal de alarmă și spun că dacă nu vom face nimic, în 10 ani ne vom sufoca din cauza acestui deșeu periculos. Pentru a conștientiza populația, Republica Moldova s-a aliniat campaniei mondiale Fără plastic mă simt fantastic. Un rău necesar, astfel au motivat unii utilizarea pe scară largă a plasticului. Este peste tot, pentru că e ieftin și durabil. Problema e că atunci când devine un deșeu, este periculos. Nu e posibil să nu utilizăm. Din care motiv? Din motiv pentru că se primește timpul că iau o sticlă de apă potabilă, da? Este în sticlă de plastic. Totul, o smântână, un la
impactate ceva, este tuburi de plastic. Unii încearcă să înlocuiască ambalajele din plastic cu cele din materiale prietenoase mediului. Am torbă eco, da? Au început oamenii să folosească sticle de astea, nu de plastic, ci o sticlă cu apă, ți-ai cumpărat și o ai înainte. Trebuie doar să vezi pozitiv și să încerci la tine să schimbi. În Republica Moldova există o singură fabrică de reciclare a plasticului. Nici aceea nu funcționează la capacitate maximă, pentru că oamenii nu sortează deșeurile și mult plastic ajunge inutil la groapa de gunoi. Aici reciclăm toate tipurile de PET, tipurile de polietilenă, densitate înaltă, densitate joasă și polipropilenă. Aceste tipuri de plastic sunt reciclabile și noi le reintroducem în sistem. Pot fi reciclate sticlele PET transparente sau colorate. Important este să le spălăm bine și să le strivim, astfel încât să nu ocupe mult loc în tomberon. De ce să reciclăm? Iată, de exemplu, câteva cifre. Din 10 peturi reciclate se poate face un metru pătrat de covor. Din 50 sau 100 de peturi reciclate se poate face un scaun sau o bancă. În Republica Moldova, rata de reciclare a deșeurilor din plastic a crescut cu 50%, în special în Chișinău. Situația s-a dovedit a fi mult prea complicată. Ne lipsesc standarde exacte. Ce plastic poate fi introdus în țară, ce nu. Deci dacă noi din start am exclude ceea ce nu putem recicla, deja ar fi un pas enorm. Vesela de unică folosință, pungile din plastic, jucării care conțin plastic, acestea nu mai pot fi reciclate. Fiecare obiect are în spate un număr care indică gradul de dificultate a reciclării. Numărul 1 este cel mai ușor de reciclat, numărul 2 la fel ușor. Este de dorit să evităm numerele 6-7, pentru că ele practic nu pot fi reciclate. Republica Moldova s-a aliniat campaniei mondiale Fără Plastic, Mă Simt Fantastic, susținută financiar de Uniunea Europeană. Prin intermediul acestei campanii este una de scurtă durată, de 3 luni, deci iulie, august și septembrie. Noi ne propunem să mișcăm activitățile în sensul de a reduce, de a preveni, de a contribui la reciclarea acestui deșeu. Dacă noi am merge spre aplicarea eficientă a acelui principiu de poluatorul plătește, da? Toți cei care generează în activitatea lor astfel de deșeuri, iarăși trebuie să fie responsabili. Anual în lume se produc 450 de milioane de tone de plastic. Jumătate din acest plastic fabricat de omenire a fost produs din 2000 încoace. Dacă nu vom gestiona corect acest proces, atunci în următorii 10 ani și noi și planeta riscăm să ne sufocăm la propriu de acest material. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în fiecare an un om consumă în medie 250 de grame de plastic. Acesta provoacă afecțiuni respiratorii, cardiovasculare, modifică compoziția sângelui, afectează activitatea hormonală și poate duce la infertilitate. În 2019, Republica Moldova a adoptat legea care interzice vânzarea pungilor și a veselei din plastic în supermarketuri. Comercializarea acestora se sancționează cu amenzi de la 3.000 de lei până la 4.500 de lei pentru persoanele fizice și de la 6.000 până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Republica Moldova va primi astăzi primul lot de vaccinuri care se administrează într-o singură doză. E vorba de serul produs de compania americană Johnson & Johnson. Lotul de 150.000 de doze este livrat prin intermediul platformei COVAX și va fi adus la Chișinău în jurul orei 21. Vaccinurile vor fi depozitate inițial la aeroport și apoi transportate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Republica Moldova urmează să primească în total jumătate de milion de doze de vaccin Johnson & Johnson. E singurul vaccin din lume care se administrează într-o singură doză și e recomandat persoanelor de peste 18 ani. Până în prezent, Republica Moldova a primit peste 1 milion de doze de vaccin. Aproape jumătate dintre acestea au fost donate de România. Ne așteaptă zile de foc. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță un cod galben de caniculă în perioada 14-19 iulie. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va fi de plus 35 de grade Celsius. Specialiștii recomandă respectarea măsurilor de protecție pentru a preveni efectele negative ale caniculei și insolației asupra sănătății. Evitați expunerea la soare între orele 11 și 18, purtați pălării de soare și haine lejere din fibre naturale, de culori deschise, consumați zilnic cel puțin 2 litri de lichide și nu consumați alcool, pentru că acesta duce la deshidratare și diminuează rezistența organismului la căldură.
Nu a cerut până acum socialiștilor descentralizarea administrațiilor publice locale, dar acum se grăbește să o ceară noului Parlament. Primarul Chișinăului cere deputaților să voteze cât mai curând o lege în baza declarației publice elaborate de Congresul Autorităților Locale, prin care primăriile vor obține autonomie și bani din taxe prin reducerea controlului de la centru. Primarul general Ion Ceban a spus că nu mai vrea ca activitatea lui să depindă de Parlament și Guvern și a dat dispoziție să fie pregătite toate documentele necesare pentru obținerea autonomiei și descentralizarea administrațiilor publice locale. A mai trecut o etapă din ceea ce înseamnă alegeri și campanie electorală. Astăzi am văzut rezultatele, am făcut concluzii și noi cu dumneavoastră continuăm să muncim. Deoarece a devenit mai clar ce se va întâmpla în perioada imediat următoare, rog colegii mei să pregătească toate documentele necesare. Primarul nu a fost deranjat de președinție, guvern sau parlament atâta timp cât au fost conduse de socialiști. Deși președintele nu are nicio treabă cu administrația locală, Ceban se întâlnea săptămânal cu Igor Dodon, motivând că discută problemele Chișinăului. În zilele de campanie, acțiunile primăriei Chișinău au fost prezentate drept reușitele PSRM. Acum însă s-a întors roata. Nu vreau ca politicienii să vină, să se ducă, iar noi primăriile să rămânem cu aceleași probleme. În Parlamentul Republicii Moldova să fie votate cât se poate de rapid, de dorit chiar în această legislatură, până pleacă deputații în concediu. Pe 26 mai, Congresul Autorităților Locale a lansat un apel către toți concurenții electorali și partide, prin care au cerut recunoașterea descentralizării și măsuri concrete pentru consolidarea autonomiei locale în Republica Moldova. Documentul conține un șir de măsuri care ar permite primăriilor să devină mai independente. Printre acestea sunt alocarea directă în bugetele locale a impozitului din venitul persoanelor juridice colectat în teritoriul respectiv, în volum de cel puțin 10% pentru bugetele municipiilor Chișinău și Bălți, cel puțin 15% și 50% pentru bugetele orașelor și satelor. Asigurarea dreptului apeleului la politici proprii de cadre și remunerare. Reducerea controlului administrativ, judiciar și politic asupra apeleului. Nu-și pot găsi liniștea pentru că infractorul care le-a ucis copilul ar putea scăpa de pedapse. E vorba de părinții tânărului împușcat mortal de un carabinier anul trecut în satul Elizaveta. Părinții au ieșit la un nou protest în fața judecătoriei Bălți, susținuți de localnici, inclusiv de deputatul Arina Spătaru, care a luat atitudine în acest caz. Carabinierul a fost condamnat în prima instanță la 17 ani de închisoare, însă ar putea fi pus în libertate din cauza unor erori de procedură a magistraților descoperite de Curtea de Apel. Sfâșiați de durere, soții Botnar cer să se facă dreptate, iar carabinierul Vitalie Tătaru să fie condamnat la detenție pe viață. În semn de solidaritate, mai mulți localnici din Elizaveta au protestat alături de părinți în fața judecătoriei Bălți. Ce e care ne ușesc pe el? Să le închidă pe viață. Nu iasă la libertate. Ce apă rămâne pe apă? Ajutați-mi, vă rog. Curtea de apel Bălți a trimis dosarul la rejudecare după ce a constatat erori comise în prima instanță. Deputatul Arina Spătaru a spus că magistrații de la judecătoria Bălți au încălcat intenționat procedurile. Vicepreședintele judecătoriei, domnul Pădurari, ia o decizie ca acest complet de judecători să fie schimbat și ca în locul lui Guțu, care este președinte, să fie pus un anumit judecător moroșan. Judecătorul de instrucție Moroșan, care a participat la procedurile de arestare și de menținere în arest preventiv a acestui Tătaru. Vicepreședintele judecătoriei Bălți, Valeriu Păduraru, nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile. Cel mai strigător la cer este că nici doamna procuror nu a intervenit să facă recuz la acest complex, să zică oameni buni, se încală procedura. La acea ședință importantă au lipsit ambii avocați. Săptămâna trecută, Procuratura Generală a anunțat că a inițiat proceduri disciplinare în privința judecătorilor și procurorilor implicați în examinarea cazului, pentru a stabili cine este responsabil de erorile admise. Unul dintre avocații familiei Botnar, Ion Cerga, spune că nu a știut că magistratul Vitalie Moroșan a fost judecător de instrucție în acest dosar și nu avea dreptul să participe la examinarea respectivului caz. Avocatul Părții Vătămate nu participă la ședințele conduse de judecători din
instrucții. Oare nu trebuie judecătorul să-ți facă autorecuzare? Perioada de menținere a inculpatului în stare de arest expiră în câteva zile și el urmează să fie eliberat. Tragedia s-a produs pe 13 ianuarie 2020. Simeon Botnar, în vârstă de 23 de ani, a fost împușcat mortal de un carabinier pentru că i-ar fi ofensat o rudă. Rusia se confruntă cu un val de căldură neașteptat. Ce temperaturi record se înregistrează și cum încearcă oamenii să se răcorească în plină caniculă, vedeți peste câteva minute în telejurnal. Conservatorii lui Boyko Borisov conduc în alegerile parlamentare din Bulgaria la o diferență de 0,2% față de noul partid antisistem după numărarea 95% din voturi. Partidul fostului premier bulgar a obținut 23,9%, iar misiunea de a forma un nou guvern se anunță extrem de dificilă. Diferență minimă între partidele clasate pe locurile 1 și 2 în alegerile parlamentare din Bulgaria. Un nou scrutin anticipat după cel din aprilie. Atunci nu s-a putut forma un guvern de coaliție. Pe prima poziție a ieșit partidul GERB al fostului premier Boyko Borisov, care a dominat politica bulgară în ultimul deceniu. Ние ще продължим да работим в това, което вярваме, без значение каква роля ни е отредил избирателя. Всъщност и това да бъдеш опозиция, честен и достоен начин да се устояваш принципите. Noua formațiune antisistem există un astfel de popor, condusă de un cunoscut om de televiziune, Slavi Trifonov, a obținut 23,7% din voturi. A anunțat deja că nu va intra nicio coaliție, dar că va încerca să formeze una. Socialiștii sunt pe poziția a treia cu 13,6% din voturi. Mai intră noul Parlament bulgar și două partide anticorupție, Bulgaria Democrată și, în picioare, Mafia Afară. Rezultatele finale sunt așteptate joi. Bulgaria intră, așa cum sunt datele acum, într-o spirală a negocierilor complicate pentru formarea guvernului, pe fondul unei profunde divizări a societății. Autoritățile din Israel au anunțat astăzi că vor oferi o a treia doză de vaccin Pfizer pentru categoriile vulnerabile de cetățeni. Este vorba de cei care au probleme de imunitate, a declarat ministrul sănătății, care a precizat că pentru moment nu se ia în calcul extinderea acestui protocol la populația generală. Totodată, guvernul a decis să înceapă să administreze adulților și vaccinul Moderna. Până acum, în Israel s-a folosit exclusiv serul Pfizer, cu care s-au imunizat 60% dintre cetățeni. Reprezentanții Pfizer susțin necesitatea unei a treia doze în fața variantei Delta, în baza unor studii pe care însă nu le-au făcut publice, lucru ce le-a atras critici din partea comunității științifice. Pentru moment, atât Organizația Mondială a Sănătății, cât și Agenția Europeană a Medicamentului afirmă că protocolul cu două doze este suficient. Un salon de cosmetică din Dubai, Emiratele Arabe Unite, a găsit o soluție inedită pentru femeile care se tem să folosească bani sau carduri la cumpărături. A fost inventată manicura cu chipuri electronice pentru a transmite informațiile financiare. Clientele salonului Lanur Beauty din Dubai pot alege informațiile dorite care sunt descărcate în chip printr-o aplicație existentă pe ambele sisteme de operare telefonică, iPhone sau Android. Apoi microchipul va fi sigilat pe unghie. When the client she comes to us, we just ask her which information you want to install in this chip, because this chip now it's working as a business card. So she can download her website, her social media accounts, her name, her contacts. So she will choose and we install it by NFC application. Then the nail technicians, they install this chip on her nail and cover it by any gel color nail polish, I mean. Hanane Spears are 35 de ani și trăiește în Dubai. Ea crede că noua tehnologie ar putea fi viitorul. Pretty excited now that I've had it installed. Now if I'm in a loud place and I want to share my Instagram or my social media, say, scan my finger. Ideea îi aparține patroanei salonului, Nur Makarem, care este mândră că este prima inițiativă de acest gen din Emiratele Arabe Unite. După ce a postat informațiile despre experiment pe rețelele de socializare, salonul a fost luat cu asalt de femeile care doreau să-și instaleze chipul.
Rusia se confruntă cu un val de căldură neașteptat. În medie se înregistrează temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât norma. Căldura intensă a declanșat și incendii masive în Siberia, unde ard mii de hectare de vegetație. Locuitorii Moscovei s-au copt sub soarele puternic și au încercat să se răcorească în fântânile arteziene ale orașului. Temperaturile au ajuns la 32 de grade Celsius, absolut neașteptat pentru capitala Federației. Luna iunie a fost extrem de călduroasă și, după o scurtă pauză, temperaturile ridicate au revenit. Este teplă, foarte frumoasă, totul замечательно. Необычно для Москвы. Мне кажется, такого долго давно не было. Жарко, но народ к этому привыкает. Locuitorii din Pâscov încearcă să se răcorească în plină caniculă pe malurile râului Velicaia. Copiii și adulții s-au scăldat în apă pentru a scăpa de căldură. Cerpet. Просто терпят. Ожидают, когда быстрее уже вечер, конец рабочего дня. И все уже сразу после работы, все стартуют сразу уже на озеро. Здесь уже как раз ближе к вечеру, где очень много народа становится. Единственное спасение, слава богу, что не передали этот пляж, его уже хотели закрыть и куда-то перенести на ту сторону. Так вообще, куда деваться, особенно мы маленьким детям? Pâscov este în nord, aproape de frontiera cu Estonia, zonă unde de obicei clima este temperată spre rece. Valul de căldură a lovit întreaga regiune, până în Finlanda inclusiv. Întreaga emisferă nordică a fost afectată de schimbările climatice. În America de Nord s-a înregistrat un record de temperatură. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 18 lei și 6 bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai puțin. Moneda europeană scade cu 5 bani și va atinge valoarea de 21 de lei și 39 de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 34 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 66 de bani. Rubla rusească se va cumpăra cu 24 de bani. Iar pe final să vedem și datele despre vreme. Bine v-am găsit în Republica Moldova. Vremea va fi instabilă. Chiar dacă temperaturile vor fi destul de ridicate, ba chiar caniculare, pe alocuri ploile vor fi și ele prezente. La noapte cerul va fi variabil spre senin, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 18-19 grade. La amiază maximele vor oscila între 27 și 29 de grade. La Chișinău se prognozează 18 grade la noapte și 27 de grade mâine, când sunt așteptate și ploi de scurtă durată. În România până miercuri seara va fi caniculă în Crișana, Banat, în vestul și sudul Olteniei, în timp ce în restul teritoriului vremea va fi călduroasă, iar temperaturile se vor situa în general între 28 și 38 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe o ediție specială dedicată rezultatelor alegerilor parlamentare. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!